Bine v-am regăsit! Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor controlează toate supermarketurile în această perioadă. Două au fost amendate cu valoarea maximă pentru practici comerciale incorecte, în timp ce numărul sesizărilor din partea consumatorilor referitoare la creșterea prețurilor a ajuns la 130 în numai câteva zile. ANPC verifică dacă consumatorii sunt informați corect, complet și precis, dar monitorizarea prețurilor o face Consiliul Concurenței. Președintele ANPC, Marius Dunca, arată că s-au dat amenzi pentru practici comerciale de 855.000 de lei și s-au oprit de la comercializare produse de 1,1 milioane de lei până la remedierea deficiențelor. Amenzile pentru practici comerciale incorrecte sunt de la 5.000 la 100.000 de lei. Oficialul a declarat că instituția verifică doar promoțiile din magazine conform prevederilor legale de protecția consumatorilor, în timp ce prețurile nu intră în atribuțiile ANPC. Însă, sesizările, care nu sunt de competența autorității, au fost transmise instituțiilor competente. O soluție pentru ca premiile la loteria bonurilor fiscale să fie mai valoroase este ca pentru toate bonurile câștigătoare aferente unei zile să fie selectați doar 100 de câștigători, astfel încât suma primită să fie consistentă, iar solicitarea bonului să fie stimulată, afirmă ministrul Finanțelor. El a precizat că ministerul de resort va definitiva noua modalitate de desfășurare a acestei loterii. Pentru prima loterie a bonurilor fiscale, organizată în a doua zi de Paște, au fost deocamdată depuse peste 15.000 de cereri de revendicare a premiilor. Bugetul total aferent acestei extrageri de 1 milion de lei urmând să fie împărțit, conform procedurii actuale, la numărul total de câștigători. În aceste condiții, valoarea premiului pentru fiecare bon câștigător se ridică în acest moment la 66 de lei. Următoarea extragere de bonuri fiscale este programată pentru luna iulie. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim și mâine la aceeași oră. La revedere!